Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Toată treaba aceasta este total gratuită, vizionările, vizualizările sunt total gratuite, like-urile, comentariile, distribuirile și așa mai departe. Bun, haideți să începem pe repede înainte deoarece filmez acest video destul, destul de târziu și juniorul trebuie să vină de la grădii. Eu acum când filmez este marți, voi veți vedea acest videoclip tot astăzi, undeva pe seară. Iar parfumul zilei mele de astăzi și da, trebuie să-l prezint cu tot, cu cutiuță, pentru că ador prezentarea sa, nu numai aroma, vine de la Casa Zimaia și se numește Hawa Pink. Hawa Pink sau... Și nu n-am înnebunit, v-am vorbit despre el în acest videoclip, că păcelul său da, permite să simțiți aroma. Uh, Zimaia, Hawa Pink sau acel ADN extrem, extrem de apropiat de Delina La Rose. Uh, știți dacă sunteți de ceva timp aici că eu nu sunt cea mai mare iubitoare între ghilimele a notei de trandafir în parfumuri, însă How a pink este that, cum îmi place mie să o spun. Da, este acel parfum ce poate fi cu ușurință parfum semnătură, poate fi cu ușurință acel parfum de mireasă, este extrem de feminin, fiind de tot zglobiu, dacă vreți, dar totuși elegant, nimic juvenil, însă, nu da, este acel parfum copilăresc de parc de distracții și așa mai departe Cu un trandafir tinerel, aș spune eu Un boboc de trandafir, mai bine spus Fiind de tot, nu știu, cu ceva rouă pe el Bun, gata Oricum, v-am vorbit despre el în acest videoclip Dacă nu ați văzut, mergeți acolo să-l vedeți și da, pentru mine este. Nu știu, nu mi se pare nimic prea mult pentru vară, da, nu este nimic opleșitor chiar dacă eu vin și vă spun trandafir, însă este genul acela de boboc de trandafir apos mai degrabă dacă vreți. Nu este nimic prea mult pentru vară și, din nou, nu este nimic mult prea fad pentru vreme rece, de aceea. Eu tind să cred că poate fi categoric acel parfum semnătură Bun, ați văzut deja din titlu despre ceea ce vom vorbi astăzi pentru că, scurt pe doi, mic disclaimer, pe repede înainte În urma ultimului videoclip, multe dintre voi, pentru că marea majoritate au fost doamne, mi-au scris, mi scris pe Instagram și m-au întrebat, păi bine, Ana, și ce o să faci? Nu o să ne mai vorbești despre parfumuri tip clonă sau inspirate? Ei bine, am mai căutat, m-am mai interesat și uh, se pare că nu există nicio problemă în a spune parfumul X se inspiră din parfumul Y. Singura problemă care ar fi, da, și vorbesc de această platformă pe care mă urmăriți, să nu mai dăm nume este faptul că, o să dau un exemplu pe telefon, de exemplu avem acest parfum da? și el este inspirat de un parfum al casei Tom Ford. Dacă sticla acestui parfum este extrem spre izbitor de asemănă, asemănătoare cu cea a casei Tom Ford, nu este ok ca eu să vă arăt acel parfum pe cameră. Da? Deci, o să vedem cum o să ne descurcăm cu treaba asta, da? pentru că eu am ceva ca multicele parfumuri cu sticluță ce se aseamănă extrem de izbitor cu cele din ce se inspiră, însă cred că, nu știu, nu vreau nici să sar peste recenziile lor, deoarece sunt parfumuri despre care se merită să se vorbească mai mult. Dar vedem noi! Da? Ne orientăm și vedem ce și cum vom discuta. Ați văzut deja din titlu, avem un clip de tip battle astăzi, între replica Jazz Club, da, eu am sticluța mică de 30 de ml și categoric nu va veni una mare în viața mea. V-am vorbit despre acest parfum în clipul cu top parfumuri cu tutun <coughs> și Inspirația de la Fragrance World și anume Music Fest. Aceasta este cutia parfumului. Nu este nimic fancy, nimic exagerat. Este o cutie normală, banală, din carton. Aveți aici sigiliul, logo-ul ce atestă autenticitatea, da? și absolut nimic. Nu este genul acela de casetă opulentă sau așa mai departe. Iar sticluța se cam aseamănă ea, dar hai cu Doamne ajută să vedem. Sticluța este aceasta. Se aseamănă cam 90% dacă vreți cu cea din care se inspiră, excepție făcând capacul acesta. Bun. Haideți totuși să începem cu parfumul de la Margiela și anume Jazz Club. Notele sale sunt piper, roz, neroli, lămâie, în vârf, am uitat să spun. În mijloc, rom, ulei de vetiver de geava, salbie, iar în bază frunze de tutun, boabe de vanilie și stirax. O să spui, pe bine, Ana, și ce faci tu cu parfumul ăsta acum în plină vară? E drept, nu este acela de ne l-ai putea purta cu ușurință Ziua mea sa mare la 40-45 de grade. Însă, în opinia mea și pentru gusturile mele, da, strict părerea mea, ADN-ul acesta de jazz club îl poți purta în serile de vară, îl poți purta într-un club, îl poți purta la un eveniment, la o ocazie specială, da? Mai ales că dacă este spațiul închis, automat ai aer condiționat și nu vei deranja pe nimeni. Uh, Jazz Club este acel parfum marketat ca fiind parfum 100% masculin. Ei bine, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele este 100% unisex. Port acest parfum, îmi place, îl iubesc și atomizorul este fain. Nu am ce să spun, nu am ce să... Mi-am luat și părul. Nu am ce să bag strâmbe sau așa mai departe. Și aroma în sine este foarte, foarte faină. Aroma este fix precum numele parfumului, da? E ceva ce te duce cu gândul către un club de jazz. Însă, pe mine de la bun început și momentul de față și cred că toată viața, când voi resimți acest ADN, mă va duce cu gândul către acel club de jazz plin de bad boys, dacă vreți, Da? interlopi, mafioți și așa mai departe. Nu mă întrebați de ce, dar filmul acesta mildă. Nu este genul acela, are ceva obraznic în el, da? Nu este genul acela de parfum ce poate purta acel gentleman liniștit și la locul lui dacă vreți. Are ceva obraznic, are ceva dark, are ceva uh, sexy, nu știu, e ceva incitant în această aromă se simte din plin izul acela de rom. Este un parfum din categoria, dacă vreți, parfumurilor buzi. Da, izul de rom se simte foarte, foarte bine, însă știți că eu nu prea, din nou, nu prea agrez orice parfum din această categorie, nu prea mă împac cu orice parfum buzi, însă în acest Jazz Club este perfect echilibrat. Da? Perfect echilibrat de un iz fin, o tentă fină de ceva ce te duce cu gândul la izul acela de barbershop. Mai ai uh, acel tutun combinat cu vanilie, de data aceasta, în opinia mea. Nu știu, ai senzația aceea de tutun cremos, dacă vreți. Da? Iar dry down-ul final este... Um, Izul acela de tutun dintr-un trabuc, da? De ce spun neapărat dintr-un trabuc? Nu știu, izul acela de tutun din trabuc pentru mine are o anume aromă, iar izul acela de tutun din țigări pentru mine are o altă aromă. Iar aici este categoric izul acela de tutun dintr-un trabuc, dar în dry-down-ul final devine o idee mai cremos. Fiind de tot pudrat, da? Cel puțin dacă sunteți doamne și domnișoare, și nu sunteți neapărat în zona parfumurilor unisex, nu știu cât de safe blind by da? este acest parfum, pentru că are din plin și izbuzii și izul de tutun. Însă, dacă sunteți doamne și domnișoare, și nu vă sfiți nici de parfumurile unisex. Nici de parfumurile cu tutun, categoric ar trebui să testați acest tip de um, aromă. Foarte, foarte fain. Și acum, în urma acestei povești minunate, trebuie să vină normal un happy end. Ei bine, eu cu Jazz Club nu avem happy end în sensul de performanțe. Exact cum v-am mai spus în acest videoclip în care v-am vorbit despre el, pe mine Jazz Club stă între ghilimele undeva la 3-4 ore. Și credeți-mă că nu sunt genul să dau două pufuri. Nu, eu aplic tati parfumul atât pe piele cât și pe haine. Eu nu am nicio problemă cu treaba asta și de obicei cam fac baie în ele. Însă, Jazz Club, orice i-aș face, tare sunt curioasă tare sunt curioasă. Dacă l-aveți și voi, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii cum vă împăcați voi, care sunt performanțele sale pe voi. L-am pulverizat și pe soțul meu și pe el exact aceeași poveste. Cu toate că, sinceră să fiu, mă gândeam că va fi cu o oră mai mult. De obicei, ce ține pe mine 5 ore, pe soțul meu stă între ghilimele 6 ore, 7 ore. Da? Este diferență de o oră două între noi doi <coughs> la capitolul performanțe scuze însă cu jazz club suntem pe aceeași linie da nimic mai mult nimic mai puțin sub nicio formă ca siaj mai mult de o oră. Și vorba aceea o oră tras de păr între ghilimele și uh, siajul maxim o oră, asta indiferent dacă vorbim de vreme rece sau vreme caldă, da? Pentru că și temperatura și umiditatea joacă un, uh, un rol extrem de important în treaba aceasta cu performanțele unui parfum. Bun, iar în celălalt colț avem Music Fest de la Fragrance World. Și da, vedeți bine cât s-a băut din el, pentru că deja este cu lăv atât pentru soțul meu, cât și pentru mine acest parfum. Și da, se observa atomizorul care este vis. Și acum toată încăperea este plină de această aromă. Când am comandat eu acest parfum, imediat ce l-am văzut pe site-ul Ha, celor de la Dubai Collection a fost undeva, nu mai știu, știu că am pus uh, captura zilei Avem noi pe grupul nostru, de, pe grupul meu de Facebook, Flag Family, o rubrică, dacă vreți, cu numele captura zilei În care acolo fiecare când îi sosește o comandă uh, ne arătăm uh, noi veniți, da? O să caut pe grup și o să vă scriu pe undeva pe aici de cât timp îl am. Însă surpriza cea mai plăcută ce mi-a fost dată de acest Music Fest, mă tot uit la el pentru că l-am luat și pe frățiorul său Bonfire. Da. Mie tot timpul îmi vine să-i spun Bonfire, uh, inspirat din um, by the fireplace și acela e bombiță. Um, mega surpriza plăcută a venit de la faptul că de la prima pulverizare și până în momentul de față, parfumul acesta este identic. Da? Nu a avut nevoie, mai pe înțeles, nu a avut nevoie de acel timp de așezare, macerare și așa mai departe. Eu am rămas trăznită, sincer, pentru că absolut toate, toate parfumurile Middle lister s-au transformat după ceva timp. Însă bestiuța aceasta mică, între ghilimele, a fost cum trebuie, din nou între ghilimele, cum trebuie, de la prima pulverizare, atât ca aromă, cât și ca performanțe. Da? Deci de la prima pulverizare s-a putut resimți atât pe mine, cât și pe soțul meu, că ne-am jucat amândoi cu parfumul, l-am putut resimți undeva la două ore da, ca pe piele a stat undeva la 5-6 ore, ceea ce e absolut fantastic pentru prima pulverizare în condițiile în care originalul stă undeva la maxim 4 ore după un an jumate. Și pe haine, că știu că soțul s-a dat și pe tricou, s-a resimțit și a doua zi. Ca aromă sunt foarte, foarte, cum să spun eu, ceva diferențe la modul de 0,1%, diferențe ce le uh, poți observa doar dacă ai originalul, varianta originală pe o mână și ți aplici parfumul de la, de la Fragrance World pe cealaltă mână. Dacă îl porți ca parfum de sine stătător și uh, treci pe lângă cineva, nu este nici cea mai mică diferență. Nici cea mai mică diferență. Așa, la o paralelă între cele două, Music Fest de la Fragrance World um, a avut izul acela fiind de tot de barbershop la vreo 15 minute după prima aplicare, iar în deschidere este foarte, foarte uh, cum să spun eu. Fiind de tot o idee mai citric decât originalul. Da? Dar, când spun o idee, credeți-mă că e ceva, din nou vă spun: nu-ți poți da seama de lucrul acesta decât dacă ai fregră în pe o mână și replica pe cealaltă mână. Altfel, nu vei putea face nicio diferență. Știu că mai este un parfum din gama Nord Steg. Am avut un decant din acela, tot așa inspirat din Jazz Club, iar acolo diferențele, cel puțin în deschidere, sunt mult mai mari, da? Mult mai mari. Și culmea, acel parfum costă 190 de lei, dacă nu mă înșel, iar Music Fest este 100 de lei fără roș 25, ce va aduce un discount de 10%. 100 sau 110 lei, nu am idee în momentul de față. Oricum, în bara de detalii veți avea link pentru ambele, de fapt pentru toate parfumurile, cele trei, inclusiv SOTD-ul. Uh, veți avea link pentru ele, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și, nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Freg Family. Bun. Dry down-ul final. Că <laughs> nu știu, e ciudat pentru că nu vreau să intru nici în alte polemici cu um, copia nu e original și așa mai departe. Însă dry ul final este mult mai in your face decât în parfumul de la replica, da? decât în Jazz Club. Este categoric mult mai in your face. Ai aceeași um, um, combinație, ai același duo de tutun cu vanilie cu subton cremos pudrat, da? Deci în dry down-ul final, cel puțin eu, nasul meu, nu percepe nici cea mai mică diferență, da? Categoric nu este pentru mine și pentru simțurile mele, nu este nicio diferență între acestea două. Singura diferență notabilă și marcabilă, dacă o doriți, este faptul că varianta de la Fragrance World uh, bubuie la performanțe în comparație cu cea uh, de la Replica. Și da, în încheiere, nu știu. V-am zis, dacă sunteți doamne și domnișoare și de exemplu sunteți strict în zona uh, parfumurilor de tipul Hawa Pink, cu siguranță veți strâmba din nas, ca să spun așa, către ambele parfumuri, da, atât uh, Jazz Club cât și Music Fest, însă dacă sunteți ca mine fir mai uh, cameleonice, dacă vreți, da, care nu știu, nu vă sfiți să purtați parfumuri unisex, vă plac parfumurile cu tutun, categoric Music Fest de la Fragrance World va fi o afacere bună, <laughs> dacă vreți să mă exprim așa și da, pentru mine, exact cum v-am spus, nu este mult prea mult într-o seară de vară și nu este mult prea mult, nu știu, dacă aș merge într-un club sau la o ocazie specială, la un eveniment special și așa mai departe. Dacă aveți vreunul din aceste două parfumuri și da, tot evit să le țin, nu știu dacă v-ați dat seama, de aceea vorbesc mai la liber, deoarece Uh, totuși, se asemănă destul de multice sticlele. Ok, ultima dată. Dacă aveți vreunul din aceste două parfumuri, chiar sunt curioasă de exper experiența dumneavoastră cu ele. lăsați mi și mie în secțiunea comentarii, nu știu. Uh, de fapt, cel mai-cel mai mult mă interesează dacă sunt eu singura defectă la capitolul performanțe cu Jazz Club v-am zis, la mine 4 ore tras de păr, dar cine știe cum 5 ore, dar uh, nu, și siaj maxim, maxim o oră. Așadar, dacă aveți vreunul din cele două parfumuri, lăsați-mi și mie impresia dumneavoastră, experiența dumneavoastră în secțiunea comentarii, lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră sau nu știu, un emoticon, un punct sau așa mai departe. Atât pentru videoclipul de astăzi, scurt pe doi, pe repede înainte Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum Vă îmbrățișez cu mare, mare drag Nu uitați de butonul de subscribe și clopoțelul și like și coment. Hai că deja sună a stereotip Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat!